Astăzi, simpla rostire a numelor lor a ajuns să evoce decadența și corupția manifestate în cel mai înalt grad, limita inferioară la care omul poate ajunge din punct de vedere moral prin păcat. Ce spune Biblia despre păcatele săvârșite de locuitorii din Sodoma și Gomora? Sodoma și Gomora erau orașe vecine situate într-o zonă joasă de câmpie din Valea Iordanului, probabil în preajma țărmurilor de la Marea Moartă. Numele de Sodoma are rădăcini arabe, Sadama, semnificând tristețe, suferință, epuizare sau regret. De aici, probabil, și conotația sexuală a cuvântului sodomie, care, conform Dexului, se referă la relațiile sexuale între partenerii de același sex sau împreunare trupească nefirească, toate acestea având în vedere comportamentul bărbaților sodomiți. Conform Vechiului Testament, aceștia abuzau sau violau în grup orice vizitator al cetății, cum este și cazul îngerilor din casa personajului biblic Lot. Dar cum este narată biblic istoria acestor evenimente? Din primele capitole ale Genezei, observăm că Dumnezeu i-a mărturisit lui Avram într-o zi pe la amiază, când patriarhul se odihnea la ușa cortului său, că o să distrugă cele două cetăți, deoarece păcatul lor era cumplit de greu și strigător la cer. Profetul va încerca să intervină pe lângă atotputernicul Iehova pentru a-i salva măcar pe cei drepți, mai ales că în Sodoma locuia și nepotul său favorit, Lot, împreună cu familia acestuia. Între Marele Creator și Avram se ajunge la un acord. Dacă în cetate găseau cel puțin 10 drepți credincioși, atunci întreaga suflare era salvată, iar în caz contrar, nimicită. În continuare, Biblia ne dezvăluie. Doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot ședea la poarta cetății. Și văzându-i, s-a sculat și s-a plecat înaintea lor, iar el i-a rugat stăruitor să le fie gazdă și s-au abătut la el și au intrat în casa lui. Atunci el le-a gătit cina, le-a copt azime și au mâncat. Dar mai înainte de a se culca ei, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa și strigau la Lot: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine? Scoate-i afară ca să-i cunoaștem.” Lot a zis către ei: „Nu, frații mei, să nu faceți niciun rău. Am eu două fete care n-au cunoscut încă bărbat. Mai degrabă vi le scot să faceți cu ele ce vreți, dar oaspeții aceia pe care îi găzduia în casă au încuiat ușa și pe oamenii de afară i-au lovit de orbire.” Iar în revărsatul zorilor, îngerii i-au zis lui Lot: „Scoală, ia-ți femeia și pe cele două fete ale tale pe care le ai și ieși, ca să nu pierzi și tu pentru nedreptățile cetății, întrucât Domnul ne-a trimis să pierdem locul acesta.” Probabil vă dați seama că în contextul de mai sus, expresia „a cunoaște mai bine” are o semnificație pur sexuală. După ce îngerii au dezvăluit planul divin, i-au mai dat un ultim sfat gazdei lor, acela de a nu privi în urmă orice s-ar întâmpla. Când soarele s-a ridicat deasupra pământului, Dumnezeu a revărsat peste Sodoma și Gomora o ploaie de foc și pucioasă. Însă, în ciuda avertismentelor îngerești, în timp ce se producea fuga, soția lui Lot a căzut în ispită și a privit înapoi spre cetate. Nesăbuința ei s-a concretizat prin transformarea acesteia într-un stâlp de sare. Biblia ne povestește în același capitol și un episod al incestului dintre Lot și cele două fete ale sale, care și-au îmbătat tatăl și s-au culcat cu el 2 nopți la rând, rămânând însărcinate. În urma actului carnal, cele două femei vor aduce pe lume 2 fii, Moab, tatăl moabiților, și Benami, tatăl amoniților. Însă toate acestea s-au petrecut după prăpădirea celor 2 cetăți. Lot era văduv, iar fetele orfane de mamă. Detalii despre evenimentele petrecute în Sodoma și Gomora aflăm exclusiv din Sfânta Scriptură, descoperirile arheologice și legendele care circulă astăzi, încercând doar să confirme scrierile biblice. Păcatul strigător la cer. Urmarea păcatelor locuitorilor celor 2 cetăți, Dumnezeu a decis distrugerea lor în totalitate. Strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogorâm-mă voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine strigarea împotriva lor. Facerea 18:20-21. Într-un dialog pe care patriarhul Avram îl poartă la Mamvri cu cei 3 oaspeți, prefigurarea Sfintei Treimi, aflăm că în cele 2 cetăți nu s-au aflat nici măcar 10 locuitori drepți înaintea lui Dumnezeu, în ciuda speranțelor pe care Avram le avea. Dar de se vor găsi acolo numai 10 drepți? Iar Domnul i-a zis: pentru cei 10 nu o voi pierde. Dezastrul care a urmat a constituit un răspuns pentru Avram. Din Sodoma, doar nepotul lui Avram, Lot, și familia sa, soția și cele 2 fiice, au fost salvați de Dumnezeu. Femeia lui Lot însă, în fuga lor spre munți, nesocotind porunca de a nu se uita înapoi, s-a prefăcut în stâlp de sare. Din cele 2 fiice ale lui Lot aveau să se nască în păcat strămoșii a 2 popoare, moabiții și amoniții, despre care vom mai vorbi și în alte episoade. Unde se află cele 2 cetăți? Încercând să identifice așezarea celor 2 cetăți, majoritatea arheologilor afirmă că ruinele acestor 2 orașe, dacă acestea există, se află sub apele puțin adânci ale Mării Moarte, la sud de peninsula Lisan. Toate tradițiile păstrate de locuitorii zonei sprijină această teorie. Istoricul evreu Iosif Flaviu spunea că Marea Moartă se întinde de la Ierihon până la Toar. Istoricul creștin Eusebiu, care a trăit în secolul al IV-lea, întărea afirmația și menționa în plus că în acel loc se află o garnizoană romană. De asemenea, o hartă construită din mozaic și descoperită într-o biserică grecească din Medeba, datând din secolele 5-4, plasează Toarul în partea de sud-est a Mării Moarte. Unii arheologi au cercetat 5 zone în care se presupune că ar putea fi ruinele cetăților Sodoma și Gomora. Există și alte locuri în care s-au căutat vestigii ale celor 2 cetăți, însă acestea au fost respinse de studiile arheologice moderne din cauza unor dovezi istorice insuficiente sau contradictorii. Localizarea exactă a Sodomei și Gomorei rămâne încă necunoscută. În căutarea timpului pierdut. Pornind de la istoria biblică a Sodomei și Gomorei, de-a lungul veacurilor, scriitori și artiști de seamă au avut în vedere impresionantul eveniment. Astfel, în viziunea lui Marcel Proust, în volumul 4 al lucrării În căutarea timpului pierdut, Sodoma și Gomora, cei salvați de pedepsa divină sunt comparați cu Adam și Eva, după alungarea lor din Eden, singurele ființe paradisiace, de vreme ce adevăratele paradisuri sunt cele pierdute. Nici creațiile cinematografice ale vremii nu au ignorat tema distrugerii cetăților Sodoma și Gomora în anul 1962, fiind realizată producția Sodoma și Gomora, avându-i în rolurile principale pe Stuart Granger și Pierre Angeli. Filmul prezintă povestea personajului biblic Lot, care îi conduce pe evrei prin deșert după despărțirea de Avram. Ajuns la porțile Sodomei și Gomorei, Lot face greșeala să-și închipuie că poporul său poate viețui alături de locuitorii celor două orașe care nu au auzit de numele Domnului și care trăiesc în păcat. Ispita se dovedește a fi mai puternică decât poruncile și greșeala lui Lot devine fatală pentru o parte dintre rudele sale. Sodoma și Gomora, pilde pentru posteritate. Scriitorii biblici s-au folosit în repetate rânduri de episodul distrugerii celor două cetăți, Sodoma și Gomora, pentru a-l prezenta ca avertisment pentru cei care păcătuiau, abătându-se de la normele morale. Astfel, în prorocia lui Ieremia se spune despre liderii spirituali ai poporului lui Israel care au dus pe evrei în rătăcire și au făcut să se îndepărteze de Dumnezeu. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca Gomora. În a doua sa epistolă spune că dacă Dumnezeu a osândit la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, înseamnă că Domnul știe să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei care, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia. De asemenea, în epistola lui Iuda, cuvântul lui Dumnezeu spune: tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Păcatul sodomiei se numește astfel de la denumirea cetății Sodoma și reprezenta în perioada Vechii Testamentară unul dintre cele mai grave acte pe care omul le putea face, iar Sfânta Scriptură spune că acesta este un păcat de moarte. Din cauza săvârșirii acestui păcat, vechile cetăți Sodoma și Gomora au ajuns proverbiale pentru răutatea și stricăciunea lor, iar dacă locuitorii acestora au fost pedepsiți cu moartea, înseamnă că acesta este un păcat de moarte.